Vrei să te adresezi oaspetului emisiunii de la... Medico-legal, Carolenca 8, domnul Cufșinov. Fostul șef de acolo, da, care 2000... acum e oaspete la emisiune, cum se numește? Vorbește Moldova, da? L-am văzut la Vorbește Moldova de 3 ori, cât de frumos vorbește el. Dar de ce în 2010 domnul Cufșinov, când era director la Corolenco 8, medico-legal, deci cum a putut el să ascundă omorul ficiorului? Domnul Cufșinov știe despre asta. De ce? Pentru că el a fost informat, a fost sunat, din policlinica a fost a 6, Râșcanovca, Aleco Ruso, lângă Sfânta Treime, policlinica, a avut așa sunet și informatică, adică să scrie că ficiorul meu a murit, dar nu a fost, n-are semne de omor. Și... Dar de unde știi de telefonul ăsta? Poftim? De telefon de unde știi? Presupui, nu știi cum suna. Una presupun, eu am fost informată. A, că a primit Cufșinov un telefon. Eu sunt informat în prezența lui domnul Cufșinov cum a fost sunat la dânsul și a rugat că adică să scrie. Și el i-a dat poruncă lui domnul Eduard Lungu, care i-a făcut autopsie. I-a făcut autopsie ficiorului meu și domnul Eduard Lungu a văzut toate semnele de omor la ficior. Cum am fost informat, șenii pe zvânoc, pirilom, mâna stângă ruptă, vânătă, umflată, cu unghii, cu tot, încolțit burta cu cuțitul, tăiat obrazul stâng, a avut lovitură aici, sub barbă, tot la ficiorul meu. Oare Eduard Lungu nu a văzut semnele astea de omor împreună cu domnul Cufșinov? Eduard Lungu, desigur că porunca i-a dat-o domnul Cufșinov, director, că el a fost informat. Da, acum dacă s-a schimbat conducerea, guvernarea, poate cere deshumare și o nouă expertiză. Acum... Că o coloană fracturată se vede și pe schelet, nu trebuie neapărat sigur cadavru. Da. Sigur că da. Eu acum aștept să fie toți la locul lor, deci ca să pot să scriu, să am nădejde că totuși o să fie cercetat cazul. Măcar suspectul, de data suspectul este, suspectul de primele zile este Populoi Sergiu, care numai el a avut cheia, numai el a dat drumul, numai el a putut să-l ucidă, numai el, cum se spune, a putut să facă... Dar eu a fost chiriaș la matacul. Da, a fost trimis ca chiriaș, dar am el l-a pregătit pe ficiorul meu în timp de 2 luni, de la 1 noiembrie până la 15 ianuarie 2010. Presupui, eu suspectez, n-ai nicio probă. Și eu acum vreau să scriu iarăși din nou, totuși să fie cercetat cazul, să fie făcut exhumație. A fost scris și despre exhumare. Ei au dat, cum se spune, refuz. Și Zubco, și domnul ăsta, cum se care l-a scos acum, a fost în Procuratura Generală, a dat înapoi, Procuratura Municipală, a dat înapoi, și când m-am dus ultima dată la Procuratura Municipală, domnul Danfirov mi-a spus că aceștia doi domni care au luat parte la omorul ficiorului sunt în căutare. Eu i-am dat întrebare, dar cum sunt ei în căutare dacă eu am vorbit nu de mult cu dânsa, cu ea ca la piață acum, săptămâna trecută iarăși am văzut-o, dar el că din 2005 ori din 2007 sunt în căutare, dar domnul Populoi de cu unde? El tot în căutare, care a fost, da, tot în căutare, zic rău că tați, dar pe mine mă interesează domnul Cufșinov, pentru că dacă nu ascundea domnul Cufșinov împreună cu Eduard Lungu, care a făcut, era să fie cercetat cazul, era să fie descoperit omorul ficiorului, dar așa fiindcă el a fost rugat de policlinica 6 și nu știu știi de cine, eu cred că, de acum spun părerea mea, de doamna Pântea, care eu și la Pinte am fost în Procuratura Generală, când a fost în locul lui Zubco. Dar și doamna Pântea, medic, da, are legătură cu domnul Pântea, procurorul? Doamna Pântea, ei sunt neamuri cu Pântea, care a fost în Procuratura Generală. Crezi, da? Și de atâta eu am acum domnul Cufșinov, dacă vă aduceți aminte, eu cred acum că trebuie să vă aduceți aminte de mine, în 2010, cum ați poftit pe mine la dumneavoastră și mi-ați spus că eu că n-am să fiu de acord cu răspunsul dumneavoastră în privința omorului ficiorului. Acum vreau să vă aduceți aminte, să nu dormiți noaptea, dar să vă aduceți aminte cu ce ocazie ați ascuns omorul ficiorului
Și eu am venit la dumneavoastră, cum ați poftit, am venit cu răspunsul care mi l-a dat și mi-a spus că n-am să fiu de acord cu dânsul. Am venit cu fotografiile care arată la fotografie cu ficiorul cum este omorât, dar dumneavoastră ați ascuns și ascundeți până în ziua de astăzi. Dacă vorbiți așa de frumos la Vorbește Moldova, eu cred că am să vă chem la misiunea asta, la Vorbește Moldova, ca să spuneți, cum să spune, deschis dreptatea. De ce ați ascuns omorul ficiorului împreună cu Eduard Lungu, care i-a făcut autopsie? Eu sunt informată despre așa ceva, de tot ce a avut ficiorul meu. Și cum, ia că asta, domnul Cușinov, aduceți-ți aminte bine, acum doar nu mai sunteți director, dar sunteți, cum să spune, că am citit că e medic legal. Înseamnă că el se găsește tot la Caralianca 8, dar nu este director. Director, îmi pare că v-a scos, nu a trecut mult după ce a fost scris despre mine în privința omorului ficiorului. Așa că suspectul este și a fost. Și oamenii au văzut ce este la ficiorul meu și cum a fost omorât. Și de atâta eu cer exgumarea, chiar dacă o putrezit. Eu cer exgumarea ficiorului, că acolo să vadă ce este rupt, ce nu este rupt și așa mai departe. Asta e. Domnul Cușinov, aduceți-vă-ți aminte. Despre mine, din 2010 noi am avut întâlnire la dumneavoastră în cabinet, cum am fost poftită de dumneavoastră special. N-am venit una singură. Hai, domnul Cușinov, aștept.